Este vorba și de faptul că cercetarea românească este practic în colaps. Sunt foarte puține stațiuni și institute care nu au datorii. Cercetătorii au salarii între 1000 și 1400 de lei pe lună, deci salarii de la salariu minim pe economie. Și sigur că nu se mai poate aștepta performanță. De la 3000 de cercetători în 90 am ajuns la 300 și ceva de cercetători.